Se spune că primăvara este sezonul în care viața renaște. Pentru o parte dintre oamenii din Baia Mare a devenit însă anotimpul în care viața este prețuită la adevărata valoare, iar cei puternici sar în ajutorul celor mai slabi sau bolnavi. Reședința județului Maramureș este scena în care astfel de lucruri se petrec de câteva săptămâni, iar jandarmii dau un exemplu. Ei vor să ajute împreună cu partenerii săi două fetițe din Baia Mare cu mari probleme de sănătate. La nivelul Inspectoratului de Jandarmerie Maramureș am primit mai multe cazuri sociale. În urma unei analize cu comanda unității s-a stabilit ca fiind cele mai grave aceste două cazuri, fetița de 3 ani, Biro Bianca, și fetița de 8 ani, Elena Lupu. Și ne-am decis să îi ajutăm prin organizarea unor acte caritabile. Toate donațiile și încasările se vor face prin contul Asociației pentru Caritate și Educație, ulterior fiind virate beneficiarilor. Cea mai micuță are 3 ani și se numește Bianca Anita Biro. Ea a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală infantilă stadiul 3. A suferit la naștere o asfixie severă, care i-a afectat o parte a creierului care e responsabilă cu echilibru și coordonarea. S-a pus diagnosticul de paralizie cerebrală cu formă diston dischinetică. Am început terapia de la 2 luni și am continuat până astăzi. Intervenții chirurgicale deocamdată nu se pot face. Deci pe partea de creier nu se poate lucra la ce are ea nevoie. Dar trebuie să lucreze foarte mult kinetoterapia, trebuie să facem Voita. Am mai descoperit în Ungaria o terapie care ajută. Fetița este dusă la ședințe de kinoterapie în not și călărie, iar tratamentele au ajuns să fie făcute și dincolo de granițele județului și țării. Progrese se văd, dar sunt foarte mici și va fi nevoie de mulți ani de tratamente. Părinții micuței cheltuie în jur de 2000 de lei în fiecare lună pentru terapie. A doua fetiță se numește Elena Lupu și are 8 ani. Este elevă în clasa 1 la școala Avram Iancu din Baia Mare. Astăzi dimineață locul ei din bancă era gol pentru că este în București, unde ieri a suferit o intervenție chirurgicală majoră. Suferă de scolioză dorsolombară, iar aceasta a fost a doua operație la care a fost supusă după cea suferită în luna iunie anului trecut și care nu a fost reușită. Situația ei a mai fost mediatizată de Teleplus Maramureș luna aceasta, când colegii ei de școală au realizat mărțișoare pe care apoi le-au vândut, iar banii i-au donat familiei pentru operație. Elena merită respectul întregii comunități. Îi place să învețe și a făcut mari eforturi pentru a frecventa școala. Fetița aceasta are o voință imensă. Este, am putea spune așa, ca un fel de om bătrân în trupul unui copil. Dă dovadă de foarte multă înțelepciune, își dorește enorm de mult să învețe. Era de fiecare dată extrem de tulburător și pentru mine, având o permanență în față, cum stătea, își găsea o poziție cât de cât confortabilă, deci de cele mai multe ori ținându-și penarul sub cap și participând atâtea ore cât reușea, cât durerile îi permiteau să reziste. Părinții Elenei nu au cerut nimic, deși au avut mare nevoie de ajutor. Tatăl ei a fost nevoit să plece la lucru în străinătate, iar mama sa a renunțat la serviciu pentru a sta alături de fiica sa. Colegii ei s-au rugat pentru reușita operației și au un mesaj pentru ea.